Domnule George Ivașcu, ați anunțat 6 ani de teatru Metropolis. Nu vă întreb ce s-a întâmplat în 6 ani, că s-au întâmplat mult prea multe, dar cum e în acest moment la Teatrul Metropolis și cum ați simțit trecerea acestor ani? Să spun că am început cu un oftat. Trebuie să încep cu partea frumoasă, pentru că fiind într-un moment aniversar, este foarte important că Teatrul Metropolis în numai 6 ani de zile a avut aproape peste 100 de spectacole, peste 500 de actori și de 800 cei tineri care au jucat pe scena Teatrului Metropolis și trebuie să mai spun că este totuși singurul teatru de proiect din București. Am simțit că merită orice tip de efort, chiar dacă atunci când trebuia să depășesc obstacolul mi se părea foarte greu, de fiecare dată succesul de care s-a bucurat fiecare spectacol, fiecare actor, fiecare regizor m-a făcut să continui. Înseamnă că de acum încolo, fiind cel mai tânăr teatru din București, sunt absolut convins că vă voi invita și la aniversarea celor 10 ani. Când va deveni un teatru, deja este un teatru de tradiție, zic eu, dar când va veni un teatru de tradiție ca celelalte care sunt înființate din... Spuneți cel mai tânăr teatru, dar deja cred că nu mai sunteți chiar cel mai tânăr teatru dacă ne gândim la spațiile independente care se deschid tot mai des în București în ultima vreme. Spuneați că aveți foarte mulți actori tineri care joacă cot la cot cu generații deja celebre. Cum reușiți să-i mai adunați în această epocă în care parcă cu toți alergăm de nebuni în toate direcțiile? E foarte greu, e adevărat, să-i adun, dar ce știu este că pe ei adună foarte tare nevoia de a apărea în fața publicului și atunci, mai mult sau mai puțin, dacă primesc vreo reclamație din partea actorilor, este că să nu joace rar. Ceea ce pe mine mă bucură să joace cât mai des, dar, cum bine ați spus, programele sunt atât de complicate. Majoritatea artiștilor trebuie să alerge continuu dintr-un loc într-altul pentru a exista. Și atunci e dificil, dar nu este imposibil. Nu este imposibil, mai cu seamă că aveți o bijuterie de teatru, dincolo de spectacole. Să jucați și într-un spațiu foarte frumos. Contează și asta, credeți, pentru actori? Contează, pentru că eu cred că ați văzut cât de mult contează ca un spațiu cultural, indiferent unde se desfășoară, că e în teatru independent sau teatru de stat, important, cel mai important, până la urmă, este ca atunci când publicul pășește în interiorul lui, să simte că este într-o instituție de cultură, de artă, deci într-un loc în care este frumos și se creează frumosul. E foarte frumos la Teatrul Metropolis, spuneați că sunteți singurul teatru de proiect din București și totuși aveți o finanțare cât poate fi ceva sigur în zilele noastre. Cum stați cu banii la Metropolis? Ca toți ceilalți, adică greu, insuficient din punct de vedere al susținerii și promovării mai multor proiecte. Dar anul acesta am reușit să scot totuși 6 premiere ale Teatrului Metropolis, chiar să primesc și să promovez, cum spuneam, și să susțin tinerii așa cum îmi doresc foarte tare, și un spectacol care a luat marele premiu la Gala Tânărului Actor. Așadar, iată, ne putem mândri cu 7 premiere. E foarte greu, e insuficient, dar cred că dacă îți stabilești corect ce poți și ce nu poți, cât poți și cât nu poți, până la urmă reușești să gestionezi. Din păcate, sigur, mi-aș fi dorit mult mai mult, pentru că atunci aș fi rămas bunul obicei și tradiția Teatrului Metropolis de a mai face spectacole cu un număr mai mare de actori, dând mai multor actori contracte, deci de lucru. Dar nu-i nimic, noi ne uităm înainte și sperăm că lucrurile vor fi mai bine. Exact asta voiam și eu să vă mai întreb. Cum vă arată viitorul? Ce vedeți când priviți înainte? Când privesc înainte, văd că e important să investești foarte mult în cei tineri și evident să-ți arăți întotdeauna respectul față de cei care au reușit să țină teatrul românesc atâția ani de zile. Deci înainte văd că ar fi o foarte frumoasă armonizare între generații, pentru că uneori avem tentația de a spune că o generație e mai valoroasă decât cealaltă sau că e mai puțin valoroasă. Nu cred că este cazul, pentru că teatrul trebuie să fie până la urmă o mare familie. Și mai ales că v-ați legat această a 6-a aniversare de numele lui Radu Beligan, dacă nu mă înșel. Da, pentru că până la urmă mie mi se pare că maestrul Beligan este cel mai tânăr creator de teatru. Iată că a acceptat să vină în teatrul cel mai tânăr din București cu un nou proiect, ceea ce înseamnă că acea căutare permanentă artistică îl însuflețește și domnia sa poate spune cu adevărat dintre noi toți cei artiștii, da, teatru este viața mea.